dar ne vorbește de asemenea cât se poate de prezent timpurilor noastre și de multe ori în sensuri pe care nu le înțelegem de prima dată. Și folosește imagini cunoscute pentru a descoperi omului înțelesul tainice și Dumnezeu. Așa cum și dialogul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a avut cu un învățat din timpul său, și anume Nicod. Fragmentul pe care l-am ascultat ceva mai devreme și care nu este foarte bun, face parte din convorbirea pe care Mântuitorul a avut-o cu Nicod. Un om învățat, un bărbat virtuos și însetat de a cunoaște cât mai multe despre Dumnezeu. Și pentru că Hristos era o persoană controversată atunci, la fel cum este și acum, de altfel, acest bătrân, pe nume Nicodim, vine în taină la Mântuitorul Hristos și îi pune acestuia câteva întrebări. Primul răspuns pe care Mântuitorul îl oferă lui Nicodim este legat de botez. Și spune Mântuitorul, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în Împărăția Cerului. Acest adevăr nu a avut înțeles de către Nicodim, pentru că la vremea aceea nu exista botez. Dar Mântuitorul Hristos prefigurează și profețește de atunci care va fi importanța botezului pentru sufletul și pentru mântuirea omului. Însă Nicodim are dreptul și limitele și neștiința, Mântuitorul îl întreabă. De nu veți înțelege ce le pământești despre care vă spun eu? Cum veți putea oare să înțelegeți ce le cerești? Este de fapt o întrebare pe care Mântuitorul ne-o adresează și nouă celor de astăzi. Adică trebuie să trecem de nivelul material și pământesc al lucrurilor pentru ca să înțelegem cele dumnezeiești care funcționează după alte legi și după alte reguli decât cele pe care le cunoaștem noi pe pământ. Și apoi, mai departe, Mântuitorul Hristos merge și continuă acest șir al explicațiilor pe care probabil că Nicodim la momentul acela nu a putut să le înțeleagă pe deplin. Spune Mântuitorul Hristos, nimeni nu s-a suit în cer decât Fiul Omului care este în cer. Și prin aceasta Mântuitorul Iisus Hristos vrea să ne arate că nu este posibil pentru nimeni să se înalțe la cer decât Fiul lui Dumnezeu, Cel care o singură dată în an s-a coborât din cer cu o misiune foarte precisă. Aceea de a se face om adevărat și după ce îi va face cunoscută misiunea și opera de propovăduire, să-și îndeplinească și cea din urmă și cea mai importantă misiune, aceea de cer. Și mai apoi să se ridice, să se înalțe din nou la cer. Așadar, singurul care se poate coborî din cer și mai apoi să se înalțe din nou la cer, este Fiul Omului, Cel care este în cer. Este de asemenea o mare taină pe care Hristos ne-a împărtășit în aceste cuvinte. Și anume că El, fiind întrupat pe pământ, nu a părăsit niciun moment așezământul său cel ceresc, de lângă Tatăl său din cer, ci a rămas în continuare prezent acolo, în cer, prin Dumnezeirea sa, prin ființa sa dumnezeiască.
foarte bine că una dintre calitățile pe care le are Dumnezeu la modul de plin este atotprezența. Așadar, prin intermediul acestei calități a atotprezenței, Iisus Hristos, atâta vreme cât a fost întrupat pe lume, a fost prezent și în ceruri și pe pământ. Și apoi Mântuitorul continuă cu o referire care aparent nu are nicio legătură cu ceea ce spusese mai devreme. Și spune el: și precum Moise a înălțat în pustie șarpele de Aram, tot așa trebuie să se înalțe și Fiul lui Dumnezeu, pentru ca tot cel ce crede în El să aibă viață veche. Aici este miezul acestei Evanghelii pe care am auzit-o astăzi. Pentru că prin referirea pe care Mântuitorul Hristos o face la un eveniment din vechime, El de fapt își profețește propria jertfă pe cruce. Mai precis, în Vechiul Testament, atunci când poporul ales, Israel, a plecat din țara Egiptului, din țara Robiei, către Pământul Făgăduinței, către Israel, ei aveau să meargă prin pustiu vreme de 40 de ani. O perioadă foarte, foarte lungă. Și aceasta s-a făcut cu știința și cu îngăduința lui Dumnezeu. În mod simbolic, această rătăcire în pustiu înseamnă, de fapt, perioada de la căderea vieților oamenii păcat până când avea să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu pe pământ pentru a răscumpăra întregul neam omenesc din robia păcatului. Și trecând poporul Efrem, condus de Moise, printr-o regiune numită Aiurului și fiind un tărâm deșertic, aici se aflau mulțime mare deșertic. Și acești șerpi, foarte demonoși, au primejduit viața evreilor. Pentru că mulți dintre ei au fost mușcați de șerpi și au murit acolo, în zona aceasta a Edomului. Însă Moise, învățișindu-se înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune puternică și stăruitoare, a primit de la Dumnezeu un răspuns. Și anume că trebuie să pornească din Aram un șarpe pe care trebuie să îl atârne de un stâlp. Și acest stâlp să se afle în mijlocul comunității evreilor. Iar cel care era mușcat de șarpe trebuia să vină în jarul, în fața acestui stâlp pe care se afla șarpele de Aram. Și numai privind la acest șarpe, se va tăpădui de îndată. Și lucrul acesta s-a și întâmplat. Astfel, neamul evreiesc a fost salvat de la plinire în această primejdie și prin simpla privire aruncată către șarpele de Aram, evreii au scăpat și și-au continuat drumul mai departe. Ei bine, legătura dintre Sfânta Cruce și acest șarpe de Aram este, de asemenea, una foarte profundă. Ne aducem aminte că cel care a înșelat pe Adam și pe Eva a fost un șarpe în grădina Raiului, care i-a ispitit pe aceștia să mănânce din pomul cunoștinței a binelui și a răului. Așadar, șarpele, animalul, a fost folosit ca o punte între lumea necuvântătoare a animalelor și între neamul omenesc. Iar șarpele, din momentul în care a fost folosit ca o leagă, a fost blestemat de Dumnezeu să se târască pe pământ și să fie urât de tot neamul omenesc și de asemenea să fie vânat. Iată că din momentul acela șarpele a devenit un animal urât de toți oamenii. De data aceasta însă șarpele de Aram de
prin care neamul omenesc se salvează. Și în mod simbolic, stâlpul acela pe care Moise l-a înălțat în pustie, avea să fie o prefigurare pentru semnul Sfintei Cruci pe care Mântuitorul Hristos s-a răstignit. Mulți dintre Sfinții Părinții Bisericii noastre spun că acest stâlp ar fi fost, de fapt, în formă de cruce. Și pe acest stâlp, în formă de cruce, a fost agățat sau așezat șarpele de Aram. Și, de fapt, corespondența dintre cele două asemănări sau cele două chipuri este următoarea. Șarpele, pe de o parte, prin care a intrat păcatul și iertarea în lume, de cealaltă parte, șarpele care a dureas puterea păcatului și a diavolului, prin care păcatul și moartea au intrat în lume. Iar mai departe, acest șarpe de aramă este, de fapt, întruchiparea sau prefigurarea Mântuitorului Iisus Hristos, care fiind răstignit pe cruce, este privit ca salvator sau mântuitor al întregului neam omenesc. Știm foarte bine cât de important este semnul Sfintei Cruci pentru noi creștini. Nici nu cred că am putea să ne considerăm creștini dacă nu am cinstit și dacă nu am folosit semnul Sfintei Cruci. Acest semn ne însoțește de la naștere până la moarte. De la naștere pentru că în momentul botezului, pe de o parte, preotul face semnul Sfintei Cruci cu un de lemn sfințit pe trupul celui nou botezat și după ce trupul este aruncat de trei ori în apă, el este uns cu Sfântul și Marele Mir pe întregul său corp, cu Sfântul și Marele Mir. Iar până la moarte, spuneam că ne însoțește semnul Sfintei Cruci, pentru că știm că înaintea cortegiului funerar este o persoană care duce crucea pe care scrie numele celui decedat. Bineînțeles că între aceste două momente, semnul Sfintei Cruci ne însoțește la fiecare pas al vieții. Pentru că, de asemenea, nu pot să-mi imaginez că am face o rugăciune fără să folosim și fără să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci pe partea de sus a trupului nostru. De aceea, putem să spunem ca un tip al duminicii noastre de astăzi, următoarea frază. Crucea, altar de jertfă pentru Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele noastre. Iar cea mai importantă dovadă că acest semn al crucii este altar de jertfă și este această jertfă a fost făcută de Hristos pentru păcatele noastre și nu din alt interes și din dragoste, trebuie să ținem minte ceea ce Mântuitorul Hristos ne spune tot în Evanghelia de astăzi. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca tot cel ce crede în Dumnezeu să nu piară și să aibă o viață veșnică. Iată, iubiți credincioși, motivul întrupării Mântuitorului pe Pământ și motivul jertfei sale pe cruce. Și de aceea crucea este transformată și este dătătoare de viață și de putere. Și de aceea noi creștinii o cinstim ca pe un obiect de biruință și nu de o sândă sau de rușine, așa cum am fost înainte de jertfa Mântuitorului. Pentru că odată ce Hristos a pătimit și a murit pe cruce, semnul Sfintei Cruci devine semn al biruinței
mărturie. Și în finalul acestui cuvânt să ne aducem aminte că multe dintre cântările pe care le cunoaștem ca fiind cântate în biserică, la stradă, la slujbele bisericii noastre, pomenesc puterea Sfintei Cruci și cum că aceasta este adunătoare de putere dumnezeiască în viața și în sufletele noastre. Și una dintre